Folosește codul ZAPI pe G2A pentru a obține o reducere cât ai zice NIEL. Ați văzut? Să mai vedem o dată. Cablul de la căști se mișcă, Mariusel nu clipește, asta înseamnă că Mariusel joacă Metin 2, dar nu e asta. Uitați ce are pe monitor. E Mariusel, asta înseamnă un singur lucru. Mariusel dă laba pe el, confirmez. Audi oricine ați fi, ce mai faceți? Să știți, să știți că obișnuința mea cu apa carbogazoasă începe să dea roade. Pe bune, adică nu mai simt că stomacul o să-mi fie împuns de 10.000 de demoni, care de asemenea o să vrea să mă și violeze în anus. Deci e foarte ok. Dacă vreți vă și demonstrez chestia asta, uitați-vă doar cu câtă tandrețe am să beau din această apă carbogazoasă, care va reprezenta un challenge. Dar dis... Acum ceva vreme v-am întrebat pe Facebook ce propuneri aveți pentru clipurile viitoare și m-am uitat abia doar astăzi, ca să vedeți ce fel de om jegos sunt și că sunt trimis aici pe YouTube doar ca să vă fur banii. Bravo, mare nesimțitule. De asta e și freza asta de cocostârc în fiecare clip, așa e? Wow, te jur, mă tund azi, îmi crește părul ieri. Așa că, ce-ar fi ca în acest clip să aruncăm o privire la aceste propuneri și probabil cu puțin ajutor din partea măicuței domnului, o să putem să le și punem în aplicare, nu? Ce credeți? Ce zici dacă te duce pe stradă, te-ai preface că te joci Pokémon, dar tu de fapt faci poze oamenilor? Ah! Și încearcă să faci în așa fel încât să audă și ei sunetul acela, să vedem reacția lor. Și aici avem și 5 răspunsuri. Necesită și tupeu și creativitate și arta de a spiona. Dar mangusta noastră nu le are... Așa că va rămâne bârlogul lui întunecat cu zecile de conserve de pateu Artealul. Nu știu dacă e de bine sau de rău, dar din 18 conserve a mai rămas cu 5. Ce pot să spun? Sunt un om ambițios când vine vorba de pateu, nu? Totuși... Aș face chestia asta cu mare, mare, mare suflet. Dar totuși cu ce scop? Oamenii din orașul ăsta. Cred că atunci când ar auzi zgomotul de poză, nu s-ar speria, n-ar chema poliția. Încă mi-ar zice, stai, mi-ar aranjez și părul, da? Și să nu uiți să-mi trimiți poza asta, uite, îți dau Facebook-ul meu, adresa mea, da? Să-mi trimiți mie pozele, că-mi trebuie pentru contul meu de Instagram, da? Așa că, sincer, m-aș preface că fac poze, dar de fapt m-aș juca Pokémon Go. Draw of my love story și o arăți pe Diana și cum te-ai cunoscut cu ea și dacă nu e cumva fake sau verișoara ta și spui că e iubita ta. Al dracu de oameni cu ATV-uri. Nu am bani nici să-mi cumpăr o bicicletă și ăștia umblă cu ATV-urile aici pe lângă bunkerul meu. Vi se pare normal? Uitați, dacă ați fi văzut cum îmi tremurau aici gratile la aerisire. Nu știu, dacă faci poze de genul ăsta cu verișoara ta, înseamnă că ai o problemă. Sau, probabil asta înseamnă că e verișoară de gradul 4, ceea ce e foarte legal pentru tine, așa că te rog să continui ceea ce faci. Cât despre Draw of My Love Story, love story-ul ăsta a fost ceva de genul. Ea mi-a scris într-o seară, după aia peste o săptămână am ieșit cu ea, eu cât de galant cu fetele, i-am spus, mere o limbă și au zis că mere. Și da, și-a început relația asta de aproape 9 luni. Mamă, cât o sarcină! Și nu știu. Probabil că viitorul apropiat o să fac ceva clipuri cu Diana. Probabil o să pun să se... Da, termină cu ATV-ul! Cum ziceam, mi-ar plăcea foarte mult să-i văd reacția ei jucându-se Outlast sau ceva jocuri din astea horror. Chiar vreau să văd cum își pișă tamponul ăla. Mi-a auzit Diana. Ar trebui să faci mărturisiri oneste sau logica lui Overwatch. Pentru că da, la logica jocului Overwatch am început să lucrez la un scenariu destul de coerent în ultima vreme. Însă sper să iasă ceva fain, așa că nu o să mă grăbesc să-l fac. Pentru că n-am de gând să... Ups, am atins microfonul. Microfon, gata. Liniștește-te, gata. Cât despre mărturisiri oneste, sunteți liberi să vă lăsați mărturisirile în comentariile acestui clip. Eu am să le adun și am să fac în așa fel încât Sfântul Graal să vi le ierte. Și mai mult să râdem pe seama voastră, pentru că suntem oameni și toți oamenii suntem proști. Deschide unitatea calculatorului, lovește-l cu un ciocan și după joacă-te Minecraft. Băi, deja practic nu te joci Minecraft că spargi calculatorul cu un ciocan. Asta e că în Minecraft n-ai ciocan. Deci ai dreptate. Să joci Pokémon Go în timp ce bei apă din canal. P.S. am încercat și eu. De ce aș vrea să fiu X-Lader?
Fă te rog un episod din Viara cu Ezio, nu ai mai făcut de mult un episod cu Ezio și aș vrea să faci un uniez. Care e de acord să strângem bani și luăm cameră de filmat cu lanternă la zap? Eu sunt de acord. Fă un fanfiction cu asta, stăteam într-o seară în pat, fără tricou și fără pantalon, doar în chiloței mei cu Superman. Zap a intrat pe geam și a început să mă piște de sfârcuri și să mi le lingă cu mare, mare plăcere. Tatăl meu intrase în cameră și a venit cu dildoul mamei mele și l-a aruncat în Zap. Zap a sărit pe geam și a căzut de la etajul 3 direct pe un boschetar care își făcea lava cu mâna stângă. Atunci Zap, ca un labagiu bun, l-a ajutat. E trist faptul că maică ta e măritată și pare un dildou. Dansează din fund pentru pisica vecinului. De ce aș dansa din fund pentru pisica vecinului când eu am deja o pisică? Nu mă credeți, stați că vă arăt. Psst, Carlos, 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 te șicaci. Carlos, hai nu fugi, mă, azi nu-i ziua de viol? Uite-te la cameră. Uite-te, oh, ce frumos ești. De ce nu faci logica jocului Outlast? Logica jocului Outlast. Logica lui maică-ta, hei! Momente idiote de ale lui Zappi. În primul rând, eu n-am niciun deal și am impresia că sunt idiot tot timpul, pentru că mereu am idei. De exemplu, uitați, îți trebuie o creativitate foarte bună ca să fac un clip din comentariile voastre. Vă rog, venerați-mă. Ce zici să ne prezinți familia ta? Nu. Băi, ar fi interesant dacă ai realiza o compunere despre importanța folosirii a apei carbogazoase. De ce să nu-mi scriu eu teza de doctorat în istoria poporului maiaș despre apa carbogazoasă, hă? Ideea este că de la chestia asta nu prea poți să mă piși. Să zicem că beau un litru de chestii din asta, care face bulbuci, dar totuși nu are nicio proprietate specială, este doar umplută cu expirație de om. Să faci logica filmului X, ar fi mișto să faci un episod, să vezi cum iese, sau logica serialului Y. Nu știu sincer dacă există un film X sau un serial Y, dar să zicem că asta e matematică și în X și Y se află alte chestii. Din păcate nu pot să fac logica unui film sau unui serial pentru că copyright. Doamne, câte mesaje pe Facebook am. Să te filmezi cum faci lava și ți intră o pulă în cur, doar ziceam. Hai să vă spun în Enia Zappi o poveste. Au mai fost niște propuneri, am mai filmat încă vreo 6 minute de clip din care avea să extrag numai vreo 2 minute. Erau niște propuneri foarte faine acolo, însă cea mai faină propunere ce am văzut-o acolo era să fac o zi obișnuită din viața Sfântului Graal. Mamă, deci când am văzut aia mi-a explodat așa creierul și toată noaptea numai chestia asta am visat. Vă întrebați de ce n-am mai pus și restul propunerilor? Pentru că s-a dus filmarea pe pulă. Dar totuși se pare că fazele de final au rămas intacte, deci în orice caz, acum încerc să rezolv defectul ăsta cu statul cocoșat, pentru că mi-am setat acolo, uitați, camera asta arată foarte bine așa. Nu mai trebuie să stau așa, zici că v-aș respira în ceafă. E foarte ok cum stau, foarte ok dacă stau așa foarte mândru de mine, uitați. Uitați, puteți să-mi vedeți fârcul, o da, nuditate. Și putem spune că mi-am notat câteva sugestii pe care mi le-ați lăsat și am să le pun în aplicare. Opa, asta e răzbunarea apei carbogazoase. Fugiți! Uitați să luați un Sfântul Graal și să ne vedem la clipul următor. Nu uitați să dați un follow și pe canalul de Twitch, pentru că s-ar putea să fac stream. Nici eu nu știu când fac stream, dar ok. Și ne vedem data viitoare, prieteni. Vă pup! Dacă este să vorbim despre sfârșitul lumii în anul 2016, probabil vă întrebați, hei, de ce Pokémon GO nu este în lista apocalipselor anuale de pe canal D? Adică, serios, jocul ăsta te face să te plimbi ca un zombalău fără suflet! Astăzi o să analizăm logica jocului Pokémon GO, un joc interactiv bazat pe camera ta foto și GPS disponibil pe Android și iOS. Asta a rimat. Joc care la noi în România a apărut mult mai târziu pentru că da, și până să apară, săracii români au trebuit să facă pe pirații pentru a obține jocul, dacă știți cum zic. Acest joc te va ține în suspans pentru că îți permite să capturezi, bați și să antrenezi Pokémon. Asta în timp ce te plimbi ca un zombalău prin oraș. Priviți această încercare dificilă de a prinde acest Pokécrap. Wow, priviți ce strategie! Îl mituiește pe Pokémon cu o zmeură. Acum dă inimioare ca vacile de pe Minecraft și apoi cât ai clipi. El este în Pokécoiul tău, dar stai. Pokémonul încă luptă. Oare a fost prins? Urmează să vedem în următorul sezon, mireasă pentru fiul meu. Jocul are pretutindeni pokestopuri și săl de Pokémon care stați liniștiți. Nu o să vă facă pătrățele la burtă și nici nu o să aveți bicep și la pectoral dacă treceți pe acolo. Dar Marius, în Pokémon GO faci sport pentru că te miști. Șt!
taci. Ăsta e sport și ăsta și ăsta și chiar și ăsta, dar nu ăsta. All my friends are fucking zombies.